Bună ziua, bine v-am regăsit. Sunt Teodora Tompea. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi la Planeta Ești Tu, singura emisiune dedicată schimbărilor climatice. Haideți să vedem subiectul ediției. Astăzi vorbim despre importanța insectelor, nu doar despre albine, pentru că în repetate rânduri am auzit că dacă scade populația de albine la nivel mondial, acest lucru va produce un declin al planetei. Însă, sunt foarte multe insecte care fac foarte mult bine naturii, chiar dacă pe noi oamenii de multe ori ne deranjează. Și haideți să vedem de ce este important să le prețuim. Pentru acest moment l-am invitat alături de mine la Planeta Ești Tu pe domnul Răzvan Popescu Mirceni, este biolog. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Ziua bună, bun găsit! De ce este bine să prețuim până la urmă insectele? Acum, nu știu dacă le valorificăm suficient sau nu știu dacă le înțelegem suficient de bine utilitatea. Cel mai adesea nu este foarte bine înțeleasă utilitatea lor, pentru că, din păcate, nici educație nu se face în acest sens. Vorbim despre cel mai numeros grup de animale din punct de vedere al speciilor și din punct de vedere al numărului de indivizi în același timp, dacă ne referim la speciile cu, care se văd cu ochiul liber, să spunem așa, macroscopice. Dacă ne gândim că practic aproape jumătate din, sau chiar peste jumătate, dacă nu mă înșel, din numărul cunoscut de specii animale de pe Terra este reprezentat de insecte, ne putem da seama cam ce înseamnă asta în termen de indici de biodiversitate. Fiecare specie practic are un rol, un rol extrem de important. Pentru că unele sunt resurse de hrană, altele sunt niște polenizatori excelenți, altele se preocupă de tot ceea ce înseamnă procesul de reintegrare în circuit a materiei. Sunt primii și cei mai eficienți descompunători. Printre polenizatori, că tot ați adus aminte de albine în debutul discuției, să știți că cei mai importanți polenizatori din lumea asta, numeric vorbind, nu sunt albinele, sunt muștele. Sunt muștele, foarte multe specii de muște care se ocupă de polenizare. Unele dintre ele seamănă ca aspect cu albinele. E vorba despre grupul sirfidelor. Acestea de foarte multe ori sunt confundate cu albinele sau viespile, dar dacă ne uităm atent la ele, au doar două aripi, o singură pereche, spre deosebire de albine și viesp, care fac parte dintr-un alt grup, acela al himenopterilor, și au două perechi de aripi în structura lor. De asemenea, putem să ne dăm seama de importanță dintr-un exemplu pe care adesea îl dau. Este vorba despre gândacii de bălegar, spre exemplu, din Africa, unde, și bine, ei există și pe alte continente, dar în Africa au un rol extrem de important, pentru că volumul foarte mare de pe cale care se strânge de la vertebratele terestre de acolo, pur și simplu în câteva luni ar putea să acopere cu un strat de niște buni centimetri întregul continent, dacă aceste insecte n-ar exista și nu și-ar face datoria. Dacă ați urmărit, eu știu, o serie de documentare de acolo, este aproape imposibil să nu fi văzut acei gândaci care rostogolesc bile de bălegar ale unor cămile sau antilope sau elefanți sau așa mai departe și le îngroapă, ajutând în felul ăsta fiind decisivi din punct de vedere al descompunerii, a reintroducerii în circuit a materiei respective. De asemenea, noi până la urmă, cum putem să valorificăm mult mai mult utilitatea acestor insecte? Pentru că tendința omului, și cred că asta s-a întâmplat dintotdeauna, a fost să le înlăture sau să scape de ele. Ei bine, trebuie cumva să învățăm să conviețuim împreună, fără să ne invadăm spațiul fiecarei specii în parte. Cumva trebuie să învățăm să conviețuim și trebuie să le înțelegem exact rolul. Folosirea insecticidelor, spre exemplu, este o strategie, să spunem așa, care declanșează o spirală inclusiv a costurilor, inclusiv costuri economice, nu doar de sănătate și de mediu, care urcă pe măsură ce noi folosim această categorie de substanțe. Deci
chiar dacă, să spunem, în anumite situații și condiții, eu știu, în unele locuințe, așezări, este imperios necesară eliminarea unor insecte, totuși utilizarea sau recurgerea la această soluție trebuie făcută cu grijă. Pe de altă parte, vă pot da exemplu culturilor bio, care sunt întreținute în sere, spre exemplu, combaterea unor dăunători, a fidelor, așa numiți păduchi de plante, se face cu ajutorul buburuzelor. Binecunoscuta buburuză pe care o întâlnim și care ne este simpatică celor mai mulți dintre noi, consumă, cu asta se ocupă. Și legat de chestia asta, am să vă spun că, spre exemplu, costul suplimentar de anul acesta, cel puțin în Constanța, dar cred că și în București s-a întâmplat același lucru, al spălării vehiculelor, este cauzat exact de folosirea insecticidelor, care au permis în acest an, în multe orașe din România, să fie distruse nu doar populațiile de țânțari, ci și buburuzele, care și alți prădători ai afidelor, iar substanța aceea lipicioasă care cade din copaci, cel mai adesea din tei, dar nu numai, sunt de fapt niște produși ai afidelor, care s-au mulțit exploziv tocmai pentru că sunt ceva mai rezistente la insecticide, au și un alt ciclu, să spunem așa, de viață, deci momentul în care apar este defazat față de momentul în care apar prădătorii, și distribuind acești prădători, practic, noi am adus un cost inclusiv direct pentru fiecare, nu mai pun daunele către vegetația urbană. Asta am dat ca exemplu pur și simplu pentru că ne lovim de ea, ne întâlnim cu ea inclusiv în orașe, toată ziua. Mulțumesc mult de tot, domnule Mircean, pentru prezență, pentru toate explicațiile. Catastrofa e. Faderen var ute når det kom, og det lyste opp og buldret, og det var til å redde, da. Så når det begynte å springe, og du bare så bare at det kom store steiner og busker og mye i vatten, og masse jord.
Ideea că inundațiile catastrofale pot apărea odată la 100 de ani este depășită, arată raportul unei organizații de monitorizare a riscurilor climatice. Schimbările climatice măresc, de fapt, frecvența evenimentelor meteo extreme, iar aceste fenomene majore vor fi tot mai frecvente. So warm air holds more water, and so when we have warmer oceans pretty much everywhere, then what happens is it evaporates to fill the atmosphere, and so we have more water vapor. Unfortunately, we are on a path to more global warming. The planet will continue to warm. As it warms, we will have more water vapor in the atmosphere. As we have more water vapor in the atmosphere, we will have more intense rainfall. These devastating flood events that cause huge damages are not just going to happen once in your lifetime, but two times or three times. Look at the harbor. Oh my God! This looks like Baghdad or something. Uma velocidade enorme, muito vento, e foi um milagre terem salvo as casas de habitação. Sudden. It was started as a day on the beach and it ended up here in the municipal.
Avertisment dur pentru omenire în contextul încălzirii globale. 7 dintre cele 9 praguri care permit viața pe Terra au fost depășite. Asta arată un studiu din revista Nature, potrivit căruia situația s-a mai îmbunătățit oarecum odată cu reducerea găurii din stratul de ozon. Măsuri drastice în Vietnam din cauza caniculei. Autoritățile au redus durata iluminatului public pentru ca rețeaua electrică să facă față numărului mare de aparate de aer condiționat. E atât de cald încât oamenii stau mai mult în casă, la răcoare, iar asta pune presiune pe rețeaua de curent. Đi ra ngoài đường rát hết cả người, đâm ra nóng quá, người ta phải mặc áo bảo hộ để cho tránh nắng. Và đội mũ. Không, nếu mà người dân có ý thức tiết kiệm điện thì tất cả đều có điện mà dùng. Thì không nếu mà người dân không ý thức tiết kiệm điện thì sẽ gây quá tải cục bộ thì sẽ rất là nguy hiểm đối với lưới điện. Càng ngày sẽ càng nóng lên. Ngày trước là chỉ khoảng 30 độ là nóng lắm rồi. Bây giờ là 40 độ, con người phải càng ngày càng phải thích nghi dần. Care are nevoie de cât mai puțină risipă, varianta do it yourself pare cea mai la îndemână. Vorbim despre obiecte pe care le poate realiza fiecare dintre noi, fără ajutor din partea unui profesionist. Iată câteva exemple acum, într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru a proteja planeta. The key is to think about single-use throwaway products and finding alternatives for them. Like Swiffer sheets, it's really not any less convenient to have a washable version of disposable products. For the home as well, we rarely turn on the heat or AC. You can call us cheap, but this doubles as emission saving for the environment. There are duvets for every type of climate and sleeper. We'll throw a fleece blanket underneath for colder weather and have a cooling comforter for the summer made of breathable material like wool, cotton. There are even some that are mesh down alternatives that wick moisture. I went to the drapery section at the thrift store and picked up some white mesh curtains, which I guarantee will be in abundance at every thrift store. Folding mine at the top in three, I cut out a few 12 by 16 inch rectangles, zigzag stitch all sides but the top folds, leaving a slight gap to thread your drawstring through. Now my drawstring is actually old shoelaces. Thread it through what used to be the pocket for the curtain rod and you have reusable produce bags. These will actually keep your produce longer with its breathable material, since plastic keeps the moisture in and rots your fruits and veggies quicker.
Vestea bună a planetei vine de la cercetătorii din Elveția care au creat un robot mai aparte. Bell înnoată ca un pește și poate filma sub apa. A fost realizat pentru a colecta mostre dintr-un anumit mediu fără să-l deranjeze. Datorită lui, biologii marini vor putea studia sănătatea diferitelor ecosisteme afectate de pescuitul excesiv, poluare și schimbările climatice. Cu o lungime de un metru și o greutate de aproape 10 kg, robotul Bell are o coadă moale ondulată care nu creează turbulențe. Folosește inteligența artificială pentru a naviga autonom și a se integra într-un recif de corali. În plus, are capacitatea de a preleva mostre ADN și de a înregistra imagini la rezoluție înaltă. Aici se încheie o nouă ediție. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Dacă aveți idei despre subiecte sau invitați pe care doriți să-i vedeți în emisiune, puteți să ne scrieți pe pagina de Instagram sau pe adresa de e-mail pe tarunddigi24.ro. Iar până data viitoare, haideți să avem cu toții grijă de planeta noastră.